Washington De Times Boer, is Washington Times. Dave. Dave? Thank you. Come on, Dave. Thank you. Haide, Dave. Mulțumesc. Îmi cer scuze, domnule președinte. Domnule președinte, în dimineața aceasta pe Twitter vorbeați despre ceea ce a spus James Comey în mărturia sa. Aș vrea să-mi spuneți dacă de ce credeți că această mărturie a fost împotriva dumneavoastră, pentru că în fond este cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului lui și există înregistrări ale conversațiilor dumneavoastră. O să vă spun într-un viitor apropiat, dar până acum nu există niciun fel de probleme, niciun fel de coliziuni. Vom continua să conducem această țară, vrem să ne gândim la probleme, Coreea de Nord, Orientul Mijlociu, pe asta mă concentrez eu, pe asta m-am concentrat și până acum. Ieri s-a demonstrat că nu a fost niciun fel de obstrucție, niciun fel de înțelegere. Probabil că a fost o încercare a democraților care au pierdut alegerile. Unii cred că n-ar fi trebuit să le piardă. Noi, ca republicani, ne spunem întotdeauna că trebuie să câștigăm totul și asta am și făcut, deci a fost o scuză a lor. Noi suntem foarte încântați și sinceri. James Comey a confirmat mult din ceea ce am spus eu. Unele dintre lucrurile pe care le-a spus el nu erau adevărate, însă. Mulțumesc foarte mult. Aveți o întrebare? Thank you. Mulțumesc. And Mr. President, domnule președinte, dacă ați putea să ne spuneți, acum câteva săptămâni președintele Trump a fost la Bruxelles la întâlnirea de acolo și a încurajat națiunile să crească cheltuielile pentru apărare și a încurajat țările, inclusiv a dumneavoastră, să contribuie în retroactiv. Credeți că este corect? Am fost și eu la Bruxelles și m-am întâlnit cu președintele Trump și am ascultat ceea ce a spus domnia sa și mi-a plăcut. Vedeți, noastră, NATO se bazează pe valori, dar este în fond o alianță militară și cheltuielile militare sunt complicate și complexe și e nevoie de mulți bani. Pentru că NATO este cea mai puternică alianță pe care a cunoscut-o vreodată această lume și vrem să o ținem la acest nivel, trebuie să cheltuim bani în scopuri de apărare și a cheltui înseamnă că dacă ești într-o alianță, toți partenerii trebuie să contribuie. Se cheamă împărțirea responsabilității și sunt cu totul de acord pentru asta. Desigur, unii oameni unor oameni le-a plăcut asta mai mult, iar altora nu le-a plăcut deloc. Este un lucru clar că trebuie să facem acest gest, nu ca un scop în sine. Trebuie să facem asta pentru a fi puternici, pentru a rămâne puternici și pentru a ne apăra națiunile. 100% corect. Unul dintre lucrurile despre care am vorbit în acel discurs este că, da, nu au pierdut ceea ce ar trebui să plătească. Plătesc acum ce trebuie să plătească, dar mulți ani nu au plătit. Și am spus, ce ar fi să plătim din urmă. Știu că niciun președinte nu a pus această întrebare, dar eu o pun. O să facem ca NATO să fie foarte puternic și avem nevoie de bani pentru ca să fie puternică. Nu putem să facem ce am făcut în trecut. Deci spun, da, n-ați plătit anul acesta, dar ce se întâmplă cu anii din trecut în care n-ați plătit? Poate că ar trebui să plătiți toți acei bani. You have a question? Aveți o întrebare. Domnișoara Avramescu, TVR. Miss. Thank you.
Mulțumesc. I have a question for President Trump. O întrebare pentru președintele Trump. În ceea ce privește problemele de securitate, domnule, multe dintre țările din Est, inclusiv România, văd Rusia ca pe o amenințare la adresa păcii și securității în zonă. Împărtășiți această părere și credeți că Statele Unite ar trebui să uzeze de articolul 5 dacă vreuna dintre țări este sub agresiune militară? Statele Unite țin foarte mult la articolul 5 și în mod clar sunt acolo pentru a proteja și acesta este unul dintre motivele pentru care vreau să avem o alianță puternică pentru a avea aceste forțe acolo, dar dați, vom ține cont de articolul 5. Thank you, Mr. President. Domnule președinte, ați discutat despre ridicarea vizelor pentru Românie. Există o perioadă în care țara noastră va intra în acest program? Nu am discutat, dar în mod cert vom discuta despre asta, domnule președinte. Am menționat această problemă și de asemenea am menționat și în alte întâlniri pe care le-am avut, pentru că este important pentru noi, este important pentru români. Românii vor să vină în Statele Unite și din ce în ce mai mulți oameni vin din România în Statele Unite. Unii vin ca turiști, alții vin ca să facă afaceri și ar trebui încurajat să vină să facă afaceri aici. Deci ridicarea vizelor ar fi o problemă importantă de discutat, dar cred că vom ajunge și la asta. Mă uit la toate mâinile ridicate, aveți și în România asta, nu știu. Eu am microfonul, dacă îmi permiteți, dacă aș putea să vând așa ceva. Cine vrea să întrebe să iau o televiziune ucigașă care m-a tratat așa de rău? Go ahead, John. Hai, John. Be fair, John. Fii corect, John. Sigur, cum să nu? Îți amintești cum erai înainte să candidezi? Întotdeauna sunt corect. Domnule președinte, reveniți la mărturia lui Comey, ați spus că nu a spus adevărul, a spus sub jurământ că i-ați spus să renunțe, că sperați să renunțe la... N-am spus așa ceva. Deci am mințit. N-am spus asta. Eu vă spun că nu am spus asta. Și n-ar fi fost nimic rău dacă că aș fi spus asta, dar n-am spus-o. Și v-a cerut să vii fiți loial? Nu, nu-i adevărat. Ați vrea să vorbiți și dumneavoastră sub jurământ, ca să vă spuneți varianta? Da, 100%. Nu-l prea cunosc pe omul acela. Nu pot să-i spun că vreau să-mi fie loial. Cine ar putea să ceară loialitate unuia pe care nu-l cunoască? Nu, n-am spus asta, n-am spus nimic. Deci dacă ați fi chemat să... Da, aș fi fericit să spun aceleași lucruri pe care vi le-am spus. Vă amintiți ce ați vorbit? O să vă spun tot într-o foarte, foarte curând. Aveți o întrebare? Când o să ne spuneți? Într-o perioadă foarte scurtă de timp. Există casete, domnule? O să fiți foarte dezamăgiți când o să auziți. John, ai o întrebare pentru președinte? Domnule președinte Iohannis, nu sunteți străini de agresiunea rusă. Putin a spus la un moment dat că ar putea să fie o parte a Rusiei. Cât de preocupați sunteți de amenințarea Rusiei și cât de preocupați ar trebui să fim noi de ceea ce vor rușii să facă? Toată lumea este îngrijorată, dar vedeți noastră, îngrijorarea ar trebui să vă ducă către a fi pregătiți. Trebuie să fim foarte clari, foarte simpli, foarte deschiși în ceea ce spunem atunci când spunem despre Rusia și când vorbim cu Rusia. După părerea mea, avem nevoie de dialog.
Dar, pe de altă parte, avem nevoie de ceea ce am decis cu toții în cadrul NATO, avem nevoie de o alianță, o posibilitate de a reacționa puternic. Aceste două lucruri, dialogul și posibilitatea de a ne apăra, pot duce la o rezolvare a acestei probleme. Hello, Mr. President Trump. You mentioned, domnule președinte Trump, ați spus mai devreme anti-corruption fight in Romania. De lupta anticorupție în România este o problemă foarte importantă în țara noastră, dar vedem acum că lupta anticorupției și eforturile de a consolida statul de drept uneori sunt subminate de unii politicieni. What we can call the Bucharest Swamp. Parte a ceea ce am putea să numim Bucharest Swamp. Administrația noastră va susține lupta anticorupție în România și cum puteți face acest lucru? Noi susținem foarte insistent, foarte puternic România, deci susținem și această luptă contra corupției, o vom susține întotdeauna. Și îl susținem și pe președintele dumneavoastră, este foarte popular, credem că a făcut o treabă foarte bună, muncește foarte mult, știm tot ce se întâmplă acolo și va câștiga această luptă, are susținerea noastră. Vedeți corupția în România ca pe o problemă pentru parteneriatul între România și SUA. Noi încă avem corupție în România în ciuda acestei lupte împotriva corupției. Pot să vă spun că sunt mulți investitori americani care merg în România și care investesc acolo. Chiar am văzut situația înainte de întâlnirea noastră. Merg foarte mulți americani acolo și nu o făceau înainte. Aceasta arată că este un progres. Sunt foarte multe felicitări pe care le meritați. Mulți americani investesc în țara noastră. Oamenii din România iubesc Statele Unite, vin foarte mult aici. Vă mulțumim tuturor. Vă mulțumim.